Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nazmie nu va ucide câte un personaj și nu va încheia seria. Ea ucide în scenariu pe toții din trecutul lui Yaman Kirimli, cu excepția lui Yusuf, și există o limită inferioară pentru ea, pentru a-l lăsa singur în mâinile Sfintei Nanuka, pentru care se pare că se filmează S3. Banii vorbesc multe limbi, cumpără multe în afară de talent și simpatia publicului. Telespectatorii au fost înșelați grosolan de producție, care le-a vândut timp de 2 ani o poveste despre dragostea eternă adevărată, transformată într-o minciună uriașă de către o odinioară principală și acum complet secundară și personaj impersonal Yaman Kirimli. Fiecare amintire despre Seher și despre existența ei este ștearsă de la o scenă la alta. Autorii sunt furioși pe Sila Turkoglu pentru plecarea ei și asta este modul lor de a se răzbuna pe actriță. Aceasta nu este emanet, ci autopromovarea Nanuka. Cu toate acestea, telespectatorii au ultimul cuvânt, așa că au întors spatele autorilor și serialului. La fel ca actorii din S3, ei merg mai departe, după cum arată clar numărul de telespectatori. Acest tip de autodistrugere a propriei povești nu a fost niciodată văzută la nivel mondial. Trebuie neapărat să intre ca curs în toate academiile de artă cinematografică sub numele niciodată să nu faci asta dacă ai simț și respect față de public. Halil, Oznur și Nazmie, trebuiau să se dea seama că fanii cuplului Seher Yaman, sunt cel puțin 90% fanii lui Seher. În primele episoade din Emanet 1, Seher, a fost o fată modestă, cu un suflet mare, dar foarte puternică, luptând cu Yaman pentru Yusuf, nepotul ei. Yaman s-a purtat cu cruzime și violenta extremă cu Seher, a dus-o pe vapor, atârnând-o cu capul din jos, în subsol, cu cainele, etc., dar ea a rezistat. Atunci, telespectatorii au fost impresionați de caracterul puternic, de bunătatea ei și au început să iubească personajul Seher, ca și când dar proteja-o sub aripa lor. Asasi a format, fara ca Sila sa stie, o masă de oameni care iubea orice facea Seher, după destul de multe ep. Când Yaman s-a schimbat comportamentul fata de Seher, ivindu-se primele semne că ar începe o dragoste între ei, fanii lui Seher, au început să-l accepte și pe Yaman, ca un aparator al lui Seher, și încet, s-a format cuplul iubit de fan, dar, după nunta lor, când Zuhal și Iqbal prima a întins-o plasa lui Seher cu Selim, Yaman s-a comportat dur cu ea și a rasit numărul fanilor lui Yaman s-a micșorat. De aceea, după ce Seher a murit, fanii lui Yaman au rămas foarte puțini, adică cei care au fost ultimii veniti. Jocul impecabil al Silei și mimica fetei care au transmis bunătate și iertare, fata de cei ce i-au făcut rău, au făcut ca fanii să o iubească mai mult pe Seher, și să nu-l ierte pe Yaman ca Sila a murit din cauza vieții lui plină de lupte violente și dușmani. Atunci, el trebuia să parasească Emanet, odată cu Sila, chiar dacă avea contractul semnat, plata de spagubiri, dar rămânea în memoria fanilor ca un erou, aparator al dreptății. Proiectele erau numeroase, fanii la fel, nu ar fi fost umilit ca acum. Nazmie poate face tot ce vrea pentru a profita de a ucide pe toată lumea, în special pe actrița proastă Nanuka și apoi pe Halil Yaman pentru a vedea dacă poate ieși din mormântul pe care l-a scos în momentul în care l-a trădat lui Sila Seher mai întâi pentru că a contribuit la Sila. Exit de ce a intrat dansatorul marocan ca nu l-au primit cu drag. A făcut-o cu Nanuka Nazmie, a crezut că o va face rău Sila pentru că ea nu a făcut să știe ce artist excelent este și acum este în topul fanilor, va vedea doar cele două serii ale sezonul al treilea nu ne lasa. Halil este interesat, lasă-l pe Sila în pace, nu ca acum în această dimineață este cu dansatorul sau Nanuka. Emanet a murit deja din primul episod al treilea sezon. Familia lui Nazmie spune așa, pentru că există banii lui Nanuka, trebuie să se termine pentru această persoană, nu pentru actoria lui care e de naiba. Ziua bună tuturor! Stilul lui Nazmie.
a sa face cu toate seriile ei. S-a constatat că e bolnava psihic, urmarea ceva care o mistuie în continuare. Emane 3 este o catastrofă pe care doar ei îi place. Păcat de efortul lui Halil, de a si face bine treaba. Oricum pe Nazmie Sinanuca, nu le interesează taticul ei pompează bani în caramel si canal 7 ilimite. În afara de Halil, care este cumpărat pe viața, Nazmie si va pierde actorii, dar nu e nicio problemă, are o snurcula destui în agenția ei, pe care să-i ofere drept umplutura, pe un salariu de mizerie. Nu rămâne ea afară actori pentru seriile ei pline de ura, razbunarii si rautati, atâta timp cât se mai găsesc urmăritorii acestui gen de serii, chiar de Putin, având același rating. Singurul sezon, cu rating mare, rămâne îndemanet 1, pe care s-a străduit să-l strice în 6.2 și s-a distrugă de tot în 6.3. Așa este, distruge la final. Punct este stilul ei. Dar să nu uităm că și pe Sila și pe Halil și pe Oze tot i-a lansat. Și nu-mi spuneți de primul punct din filmul în care a jucat Sila, Adio Mamă. A fost un singur rep. Până la nazi nu a mai solicitat-o nimeni. Aici, în emaneta a arătat ce poate puncta sa că mai ușor cu pianul pe scări. Dacă era așa bine văzută, o cooptat alt producător în punct alte producții până la nazi. Dragi prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite vouă, stimații noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.